Ghiciți unde suntem? Suntem la ieșirea din Filipești spre Bacău, dragilor și dragilor, pe partea stângă, Roman Bacău, unde deja vedeți șantierul pentru A7. Au început, nu că au început, s-au început de ceva vreme lucrările la autostrada pe care așteptăm noi moldovenii de atâția și atâta amar de ani. Autostrada Moldovei, autostrada A7, care a intrat în stadiul de lucrări pe segmentul Bacău-Pașcani și a ajuns acum în zona asta a Filipeștiului. Vedeți că începe de undeva din partea aia, uite așa vine pe aici pe lângă oile alea. Eu vă arăt, dar e în zona aia deja, niște camioane portocalii, lucrează domnul Umbrărescu de rupe cu 100 de milioane de echipamente și de echipaje și iese undeva acolo, chiar lângă autostradă, lângă Europeana. Traversează Europeana peste și pe urmă își vede de drum spre Trifești și de acolo știți pe unde merge. Ce vreau să vă mai spun, că suntem în lotul Săucești-Trifești, înțeleg, care are o lungime sau are, da, o lungime de puțin peste 30 de kilometri. Și dincolo de Trifești, mai citesc și eu informații de pe internet, evident că nu le știu pe toate pe din afară, lotul 2 Trifești-Ghirăiești, care va avea o lungime de 19 kilometri. Lucrările trebuie și pormă Mircești-Pașcani, dar asta pentru noi e mai puțin important, care o să aibă o lungime de 29-28 de kilometri. Toate lucrările ar trebui finalizate peste exact 2 ani, noiembrie 2025. Și am să vă rog pe cei care urmăriți materialul ăsta azi, mâine, până decembrie, ianuarie, februarie și mai departe, să puneți un rămășag, nu un rămășag, să vă dați cu părerea. Puneți un pariu cu voi înșivă, un pariu cu noi dacă vreți neapărat. Credeți că vor fi gata lucrările în noiembrie 2025? Adică în decembrie 2025 vom merge pe A7, noi cu mașinile? Vă rog să scrieți în comentarii, că sunteți pe Facebook, că sunteți pe YouTube, că sunteți pe Instagram sau pe unde mai vedeți voi materialul ăsta când se distribuie peste tot. Dați-vă cu părerea, spuneți-ne dacă voi credeți cu tărie. De exemplu, uite, în echipa asta a noastră, 50% e nu și 50% e da. Eu cred că vor fi, în fine, celălalt dintre noi, 50%, zice că nu vor fi gata. Eu personal sper din tot sufletul să fie gata. Voi ce ziceți? Nu uitați, încă o dată suntem la ieșire din Filipești, spre Bacău, se lucrează, s-a ajuns deja cu lucrările și la Europeană și urmează să treacă peste Europeană pe direcția Trifești. Aștept cu interes să se facă, să se vadă ceva și să pot ieși măcar o tură cu mașina pe autostradă. Măcar o dată. Atât.